laptele, ouăle și carnea clonată ar deveni disponibile în Canada. Potrivit directorului senior al Laboratorului de Analiză Agroalimentară de la Universitatea Dalhousie din Nova Scoția, Sylvain Charlebois, acestea ar putea fi comercializate în curând, fără știrea consumatorilor. Afirmația ar avea legătură cu recenta rundă de consultări a Health Canada, desfășurată cu o conștientizare minimă a publicului, notează revista Ferma.ro. Potrivit sursei, consultarea publică privind posibilele efecte ale consumului de lapte și carne de la animale clonate s-au realizat până pe 25 mai pentru a ajuta Departamentul Guvernului Canadei, responsabil pentru Politica Națională de Sănătate, să actualizeze politica privind alimentele derivate din animale clonate prin transfer nuclear de celule somatice și descendenții acestora. Concluzia consultării, Health Canada afirmă, printre altele, că animalele clonate, sănătoase descendenții lor și produsele derivate nu sunt diferite de alte animale cu reproducere sexuală și nu au fost observate noi caracteristici la aceste animale în Canada. Astfel, indiferent de politicile și legislația adoptată de Canada cu privire la laptele și carne de la animale clonate, Charlebois consideră că este îndoielnic pentru consumatori să accepte necondiționat această tehnologie, mai ales în absența etichetării.